Faurică, fa. Nu mai vreau, fa. Ce nu mai vrei ei? Faurică, nu mai vreau, fa, să muncesc. M-am săturat. Tot mai pus atâta la treabă. Parcă zici că ți-am greșit cu ceva. Ei, își muncește, că oricum n-ai dat bine cu sapă aici. Bă, da, zici mie, tu ți-ai dat azi masca asta jos de la gură? Nu, Faurică, de ce? Păi tu sigur nu mă minți? Nu, Faurică, nu te mint. Nu mi-am dat masca asta jos la gură de când a început toată nebunia asta, nu așa mi-ai zis tu, când avem voie? Bă, și atunci cum îți explici că sticla aia de vin s-o golită? Nu știu. Nu știi? Te pomenești că dacă nu ți-ai dat masca jos, ți-ai băgat un furtun prin urechi și de-aia s-o golită? Hai, ieși prășește, ce stai acum știuți la mine? Băi, Cornel, dacă îți zic că o să meargă, o să meargă, ascultă-mă! Da, zici tu că merge? Da, băi, da! Ia uite că avem primul client! Ha, noroc, băiețe! Ce faci? Ce să faci, măi, afaceri, ei, afaceri! Băi, am și eu de două luni în carantină, am și eu de o leac de vin. Înțelegi? Auzi o leacă aici. Sună gol, ei! Gol! Două luni, nic. Dar vreau să zic ceva. Am auzit că ai o afacere de asta tu, o specialitate. Poți să beau vinul fără să dau masca jos. Corect, ai, ai auzit exact și trebuie. Lasă sticla aici, Viorele. Ești sigur? Da. Așa. Dă capacul jos. Tot eu? Tot tu, dă capacul jos, vezi șmecherii. Cornel, mufiază-l. Ia, pune-mi aici. Așa. Bă, Viorele, și în momentul în care eu apăs butonul ăsta, tu o să bei vinul cu urechea. Ui, sigur ai? Da, fii pregătit! Gata, m-am pregătit. Ui, gata, așa de repede. Da, Viorel! Păi dar nu ai zis tu că ești gol? Ia uite! Dreptate de două luni, Nic, îți dai seama. 100 de lei. Așa repede? Așa e, 100 de lei, atâta faci afacerea. Păi dai băută drept. Ai dreptate, afacerea e afacerea. Da, auzi, vin și mâine, să beau o leac și mâine, că să mă ia mețala care nu m-a luat azi. E bun așa? Ne vedem mâine. Noroc. Sănătate, Viorel. Ți-a zis, Cornel, că funcționează? De. Unii bani. Bună să vă fie inima, măi, fiilor. Părinte, da, ați fost goi. Cum ai făcut, ai mitică? Nu vă zicem, părinte, afacerea noastră. Hai, 100 de lei. Mitică, eu dau 50, na, pentru mine. O să o țin și odată, de la drac, un ban, cum îi popa. Azi că-ți bânjești. Tu acolo-i pipită-ți? Uite, Cornel, domn primar! Ce faci să-i? Ziua bună să trăiești, domn primar! Hai, salut! Afaceri! De? Da? Da! Și dai bun? Nu dăm bun acum! Hai, mă speriat! Când trecem la alt nivel, când o să avem etaj, industrie! De. Da! Fii atent aici, ce-am venit! Eu sunt alertă, de când mi-a zis domn președinte că trebuie să fiu în alertă, s-a alertat, stau să nu dau masca jos de la gură, nici dacă trebuie să fac dragoste. Da. Vreau să beau și eu ceva, ei, că n-am mai băut de atât timp. Domn primar, ai venit exact unde trebuie, domnule. Așa. Ei, îți trebuie să ai o sticlă la tine și de aici ne surcăm noi. Unde e sticla? Uite, du-te, Cornel, în mașină, că am o sticlă de bere și una de vin. Du-te, tu, te rog frumos, că eu am oaftă în gură și nu pot să merg. Cornel, ei! Cât durează, ei!
Zici că te-am trimis în Bulgaria să-mi aduci bulă. Ia uite, domn primar! Altceva, nu? Zbiate! Da, ești! Hai, 200 de lei! 200? Da. Hai, fă-și tu reducerei. Nu, domn primar. Păi tu ai venit una cu bere și una cu vin. Bine, hai, pa. Hai, sănătate! Sănătate! Ești, biată, sănătate! Păi, Cornel, de data asta eu le fac aici. Ah, uite, așa, vine ploaia de așa de la... Dă-ți fă masca jos! Nu, ai, Cornel, cum să-mi dau masca jos? Că umblu virusul ăsta printre noi și la noi stare de alertă și toată lumea e alertată. Nu. Auzi? Da, ce-am auzit eu? Ce auzi? Că tu cu Mitic aveți o afacere de asta, cum că beu omul fără să-și dea masca jos. Da, fă, da, avem. Ei, o vrăjală, prostim lumea, fă. Prostim lumea. Punem vinul în butoiul nostru, îi fraierim pe ei, luăm și bani, ce vrei? Ai treabă. Bani, eu auzi, Cornel. Dar dacă tot iei bani, ia dă-și mie. De ce ai pus tu mâna să mușești cu noi, fă? A, da? Da. Bine ai. Iute, preșe bani, pupa, Nica. Ă, probleme? Stai, oleacă. Stau. Ia atent. Deci era viraj de ăla, nu eram beate. Mi se părea doar. Ia dă-mi coace. Ia uitați-vă, oameni buni. Arigaure. Arigaure sticla, da? Ce-i trucajul ăsta? Ia, Ioan. Ăsta? Dă-mi coace. Nu colecta la nimica. Spete, da? Da, da, da. Probur. Asta l-a făcut ăsta. Ia, opa! Deci asta făceați voi cu sticla de plastic, da? Ia dă-i oanii sticla de sticlă să-i mai vedem. Ia, 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 ia. Pase pe nimica, pe ceapă. Hai să văd. S-a golit sticla? Ei, ce ți-am zis, domn primar? Nu? Ce ți-am zis, domn primar, că e adevărat? E. Noi așa facem treabă. E o șmecherie de-a noastră care intră băutura prin ureche. Ai băut toată sticla asta, domn primar. E, așa că, oameni buni, dacă tot ați văzut că e adevărat, 100 de lei de fiecare. Hai! 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 Băi, Oani, conduci tu până acasă, că eu îți bate. Cornele, cum s-a întâmplat? Cum e posibil? Că... Până la... Am avut noroc, am avut noroc. Cum am avut așa noroc? Da, băi, păi când m-am dus la portbagaj la mașina lui, i-am băut toate sticlele, toate le-am terminat, le-am luat pe toate. A, și el a venit cu una goală deja. Da, uite. Hai să strângem 20.000 de like-uri la acest videoclip. Avem și o surpriză pentru voi. Dăm un tricou cu familia 3 chestii, așa că scrie în comentarii la ce minut apare un numeraj. Iar câștigătorul vom alege random. Hai să vă vedem. Cât mai multe comentarii.